You do what you've got to do, make it come to life. If you need it, need it. Denisa Filcea, soția domnului Rima, este foc și pară după ce mai mulți oameni au început să o denigreze în mediul online, iar mai nou și persoane publice. Nu mă preocup absolut deloc ce spun. Consider că fiecare om este la un nivel și dacă ăsta e nivelul, eu nu am efectiv ce să spun. Nu mă interesează ce... Nu am vizionat, nu sunt la curent, nu pot să urmăresc așa ceva. Personajul respectiv mă înspăimântă. Nu vreau să visez urât noaptea, de aceea prefer să mă uit la lucruri frumoase. Nu răspund și nu am răspuns până acum, nu pentru că mi-e frică sau că nu aș putea să atac, dar cine mă cunoaște știe că sunt o femeie luptătoare, sunt bătăioasă, dar în momentul de față ar însemna să mă cobor și să mă lupt în mocirlă și eu nu vreau să fac chestia asta. Ce pot să fac în schimb, în calitate de consilier în dezvoltare personală acreditat, să-i propun persoanei respective o oră de consiliere, contra cost, bineînțeles, pentru că eu nu fac mocangeală cum insinuează că aș face, lucrez pe bani, poate să vină, avem o oră de consiliere, avem de-a face cu un caz grav, trebuie să fim conștienți de faptul că e un caz grav, orice om evoluat poate să-și dea seama că acțiunile ei denotă faptul că e plină de frustrări, neîmpliniri, neacceptare, da, are, sunt acolo niște invidii, poate traume din copilărie nerezolvate. Orice om inteligent știe că în momentul în care cineva atacă pe altcineva, fără niciun sens, eu nu înțeleg, eu nu i-am cerut părerea, ea nu mă cunoaște, am vorbit vreodată, a ajuns o bătrânețe. Foarte multe realizări nu are, ea în afară de scandaluri nu o reprezintă altceva. Dacă ar fi să vorbească despre, dacă de mâine ar fi să vorbească despre ea, ce ar spune? Nimic. Și atunci ce face? Se agață de persoane care în momentul de față sunt apreciate, realizează lucruri, lasă ceva bun în urma lor și e băgată în seamă de o comunitate cu un nivel intelectual egal a unui copil care tocmai învață să meargă târâș, dar are și ea un public și atunci e interesantă. Ai primit chiar și o poreclă. Da. Uite, pentru chestia asta o felicit, sincer, din tot sufletul meu. Cred că este un pas important într-o oarecare evoluție a ei, faptul că a conștientizat că ea nu este în măsură să îmi pronunțe numele. M-aș fi simțit cu adevărat jignită în cazul în care numele ar fi ieșit pe o gură atât de spurcată. Miss Planet închide gurile rele după ce a fost criticată că și-ar ascunde părinții pentru că doar ar vrea să pară că are o familie înstărită, nu că și ar fi. Ăsta e nivelul. Să aștepți de la oameni mai mult decât ceea ce ei pot să dea e cea mai mare greșeală pe care o poate face un om. Dacă în interiorul ei nu există bunătate, nu există nimic pozitiv, dacă pe ea asta o caracterizează, jignirile, instigarea la ură, răspândirea de ură, dacă ea asta lasă în urma ei, eu nu am ce să fac. Oamenii sunt ca niște oglinzi. În momentul în care ea vorbește despre mine sau despre oricare altă persoană publică, pentru că cu asta își ocupă ea timpul momentan, de fapt se descrie pe ea. Și orice om inteligent știe chestia asta. Părerea inculților nu a contat niciodată. Nici pentru mine, nici în istorie, niciodată. Eu nu mi-am afișat, părinții, eu din câte mi-amintesc, ultimul meu material cu tine a fost acasă la Oradea, unde mi-am prezentat părinții, de care sunt foarte mândră, pentru că părinții mei mi-au dat o educație aleasă, spre deosebire de ea și alții care nu au avut șansa la așa ceva. Nu contează pe ce țin părinții mei televizorul, nu contează cu ce se încalță părinții mei, pentru că în momentul în care eu ies în online sau la TV și îmi deschid gura, oamenii nu fug. Înțelegi? Sunt capabili să mă asculte. Am observat că s-a legat inclusiv de aspectul tău fizic, de felul în care arăți. Pentru că în momentul în care ea se uită în oglindă, nu este mulțumită de ceea ce vede. Și atunci, ea
conștientă fiind de faptul că are o urmă de umanism în ea, adică e cât de cât e un om, și conștientizează faptul că ea nu poate să ajungă și nu o să poată vreodată să ajungă la nivelul meu, femeia asta ar putea să-mi fie mamă. E mai bătrână decât mami, cred, nu știu, arată mai bătrână decât mami. Dacă ea consideră că sunt țărancă, mie nu mi-e rușine și nu mi-a fost niciodată rușine cu ceea ce sunt și de unde vin. Dacă oamenii consideră că Oradea e un sat, ar trebui să îl viziteze ca să-și dea seama că sunt total pe lângă subiect. Dacă ea consideră că a face reclamă la ceva înseamnă să fii țăran, care e ultimul brand care a contactat-o pe ea să facă o reclamă? Nimeni! Cine ar vrea să-și asocieze imaginea cu un astfel de personaj? Fac reclame total asumate, eu de la 15 ani lucrez ca model, asta face un model, reclame. În momentul de față reclamele s-au mutat în online, dar ai nevoie într-adevăr de creier să conștientizezi anumite lucruri și ei lipsește. Eu nu o judec pentru asta, eu accept părerea ei, dacă atâta poate ea, dacă asta o definește pe ea. Dacă ar fi să se descrie ea pe ea, ce ne-ar spune? În afară de scandaluri, bătăi, dat foc la mașini și alte lucruri cu care ne-a obișnuit, ea ce face? Și dacă sunt o femeie întreținută, dacă aș fi, dar pot să fi, uite, astăzi sunt o femeie întreținută, care-i problema ei? Li ciudă că nu are cine să întrețină pe ea? Care-i problema? Lucrez pentru că îmi place, o să lucrez toată viața mea. În momentul de față, pentru că e pandemie, ți-am spus, școala nu face bani cum făcea înainte, evident, și asta pentru că eu am ales să fiu un om bun și să nu pun o presiune pe părinții care doresc să își dea copii la astfel de activități, și atunci am scăzut la jumătate prețurile, dar dacă oamenii vor să creadă că sunt o întreținută, foarte bine. Tot mai multe persoane continuă să spună că domnul Rima s-a schimbat în rău de când Denisa a apărut în viața lui. În continuare e un om mai mult decât normal, e un om împlinit, un om iubit și vin surprize mari, adică o să se vadă în curând ce înseamnă Denisa în spatele lui Flick. Problema care e? Problema e că Sebastian Flick, cum îl știe lumea, un om foarte talentat și un artist, s-a orientat spre alte genuri de femei normale, nu scandaluri sau cine știe. Asta știu sigur că i-a apreciat talentul, că doar l-a postat, nu? L-a apreciat pe story-uri, i-a trimis plecăciun, pupici și mai departe, a primit sim și probabil de aia eu acum sunt ultimul om, că na, dacă ea nu a băgat-o în seamă și mă bagă în seamă pe mine, trebuie să fie ceva, trebuie să mă atace, ea trebuie să-și hrănească ego-ul cu ceva. Acuzată inclusiv că nu-și mai lasă soțul să se vadă cu prietenii. După ce Flick nu a mai fost văzut în compania lui Speak, Denisa ne spune care ar fi de fapt situația. Care prieteni? Deci oamenii pe care i-am cunoscut, care mi-au fost prezentați a fi prieteni, sunt persoane cu care ne vizităm, ieșim, ne jucăm diverse jocuri de socializare. Dacă e cineva din cei enumerați de tine sau din alții care nu au fost enumerați, care l-au sunat pe soțul meu și soțul meu nu a răspuns invitațiilor sau insistențelor sau apelurilor sau a răspuns și a spus băi, nu mai putem fi prieteni, că nu mă lasă sau nu mai vreau să fim prieteni, să spună chestiile astea într-un mod direct și asumat. Hai să nu fraierim oamenii, hai să nu punem în cârca mea niște lucruri care nu țin de mine. Ceea ce eu am văzut concret, lucrurile au stat altfel. Sebastian a fost cel care, la un moment dat, dar tot nu vreau să dau detalii, a contactat pe cineva, chiar a insistat, eram de față și persoana clar evita vreo întâlnire sau vreun contact, care a fost după aceea inevitabil deoarece eram la un eveniment și din câte eu am văzut, nu am văzut o prietenie. Dacă în viața soțului meu au existat prietenii în trecut care nu se regăsesc și în prezent, vă asigur, nu este vina mea. Pentru că aceste prietenii s-au stins dinainte ca eu să apar. Dacă sunt oameni care în anul 2021 susțin, insinuează sau cred
că eu nu-i dau voie soțului meu să facă ceva, i-a luat viața pe dinainte. Dacă Sebastian nu are în jurul lui oameni care pot să se bucure de fericirea lui și au preferat să se îndepărteze sau să oprească, să închidă prietenia, înseamnă, repet, nu era o prietenie. Dacă eu nu mi-am pierdut nicio prietenă și am venit aici și nu mă văd cu ele, el cum și-a putut pierde prieteni când noi suntem aici? Pot să ne sune, să ieșim sau să iasă ei? Nu s-a întâmplat asta. Și dacă nu s-a întâmplat asta, cum poți să dai de înțeles oamenilor că eu nu-l las? Păi ce i-a făcut să creadă chestia asta? Când l-au sunat ultima dată pe... Probabil pentru că nu l-au mai văzut atât de des cu oamenii cu care ieșea în trecut, cu Speak. Care colegi? Că noi, deci, colegii lui au fost oameni care au venit la nuntă. Daniel Buzugan e nașul nostru, e mai mult decât prietenia, a devenit familie, despre ce vorbim? Tu ai avut un moment în care simți că nu mai poți, că nu mai suporți, când ai văzut atât de multe comentarii negative? Nu mor cai când vor câinii. Sunt o persoană foarte puternică și pe lângă că sunt o persoană puternică, sunt o persoană evoluată. După valurile de hate, Denisa vine cu un mesaj dur. Avem de-a face cu o persoană în vârstă. Pe mine, părinții mei, toată copilăria mea m-au învățat că atunci când vezi o bătrână, trebuie să o ajut să treacă strada sau să-i cedezi locul în tramvai. Dacă va fi cazul, voi face asta, dar eu nu umplu cu tramvaia, pentru că vă spuneam, eu nu fac mocangeri, deci îmi permit să mă plimb cu mașina. Am primit de la părinții mei o educație aleasă și o educație bună înseamnă să accepți educația proastă a altora. Îi trimit iubire, îi trimit binecuvântări, îi trimit compasiune. Ea e singura persoană pe care eu o cunosc care luptă zilnic să ajungă tot mai jos.